Sezonul sărbătorilor din 2020 va fi diferit pentru mulți dintre noi. Un nou val de coronavirus își pune amprenta pe familii și pentru unirile din biserici. Însă, așa cum ne spune Tara Mergener de la CBN, asta nu înseamnă că bisericile și organizațiile nu trebuie să se implice în astfel de vremuri fără precedent. Experiența în a ajuta oamenii care se confruntă cu tragedii și dezastre permite comunităților de credincioși să câștige încredere, să reducă frica și să răspândească speranță acolo unde e mare nevoie. În prezent, întrunirile religioase devin focare de COVID. Restricțiile din cauza pandemiei se intensifică în întreaga țară. Am afișat noi instrucțiuni în lăcașurile de închinare. Bisericile trebuie să rămână creative. Cum ați trăit această experiență? Slujesc de 20 de ani. Am fost nevoit să-mi imaginez că audiența e prezentă și să ignor faptul că scaunele sunt goale. Toate acestea pentru a garanta o închinare semnificativă, răspândirea speranței și încurajarea părtășiei într-o vreme de pandemie necruțătoare. Cu ajutorul solidarității și noi vom reuși. Totuși, interacțiunile noastre sociale și spirituale sunt limitate de lege în multe cazuri. S-au reluat serviciile în biserici aici, în New York, însă cu o prezență redusă. De la apariția noului coronavirus, am văzut modul în care singurătatea, frica și stresul pot fi copleșitoare. Biserica e primul loc unde se duc oamenii în vreme de criză și unde caută ajutor. Biserica poate acorda consiliere pe loc sau alte servicii de susținere. Sunt de părere că Domnul ne cheamă să coborâm din barcă, așa cum a făcut și cu Petru. Ernest Clover, de la DC Dream Center, spune că dacă mergem în acea direcție divină, atunci ne bazăm pe credință. Nu știu care este tărâmul celălalt, nu știu cât de mare va fi furtuna. Doamne, îți mulțumim pentru această oportunitate de a veni azi aici. Având binecuvântarea din partea echipei sale, Clover și Dream Center au susținut comunitatea. 7 zile pe săptămână distribuim produse neesențiale, iar aceasta a fost o schimbare drastică. Cât de mai exact? Unul rece și unul cald. Pentru moment, pun deoparte alte programe ale comunității pentru a se concentra pe împărțirea hranei. Lucrez acolo în fiecare sâmbătă, la o piață în aer liber, unde se distribuie produse pentru toată lumea. Și alte produse pentru a ajuta nevoiașii. Ajut la pregătirea porțiilor de mâncare care sunt distribuite zilnic încă din 16 martie. Ajută. În prezent nu câștig foarte mult, dar ajută. Distribuim 50.000 de porții prin acea fereastră și din acea căsuță mică. Am distribuit peste 100.000 de produse de igienă și alimente neperisabile prin Dream Center și produse proaspete pentru nevoiași. Asemenea bisericilor și organizațiilor din altă parte. Fundația și structura societății au fost guduite. Oamenii vin la centru tânjind nu doar după mâncare. Chiar și atunci când nu împărțim bunuri, ei vor să stea de vorbă cu noi. O nevoie de bază care pentru unii nu mai este satisfăcută cu ușurință și care, potrivit medicilor, poate avea consecințe grave. În timp ce guvernul și sistemul de sănătate se ocupă de testare de măști și de distanțare socială, potrivit doctorului Steven Găsăviț, organizațiile joacă un rol esențial în diminuarea izolării sociale resimțită de așa mulți oameni. E important să poți oferi oamenilor speranța pe care o avem în Iisus Hristos și să poți să oferi oportunități pentru a relaționa. Ca biserică, suntem într-o poziție unică și putem purta de grijă oamenilor, îi putem încuraja și le putem da speranță. Potrivit experților, lucrarea bisericilor în timpul acestui sezon de sărbători poate fi mai importantă decât în perioada premergătoare pandemiei. Acum oamenii se pot simți singuri, iar unele dintre rudele voastre și prietenii voștri pot fi deprimați. Alpha.